Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre cum păstrăm produsele de import. Lămâile proaspete, bine coapte și fără defecte se așează în lădițe, învelite fiecare în hârtie cu locul de prindere al cozii în jos și fără să se atingă între ele. În fundul lăzii se așează un strat de nisip uscat gros de 4-5 cm, apoi un strat de lămâi. Se continuă astfel alternativa terminând la suprafața lăzii cu un strat de nisip. Lămâile se mai pot păstra și în cămară, învelite în hârtie și așezate în cutii sau pungi de hârtie sau material plastic. Dacă se păstrează în vase cu apă, apa trebuie schimbată zilnic. Lămâile cele mai bune pentru păstrare trebuie să fie bine coapte și nu prea mari, în acest mod ele se pot păstra 3-4 săptămâni. Portocalele și mandarinele, aceste fructe se păstrează în cămară, învelite fiecare într-o foiță de hârtie și așezate în lădițe sau în pungi de hârtie. Bananele, durata de păstrare a bananelor este foarte scurtă, de cel mult o săptămână, de aceea imediat pe procurare, acestora se duc în cămară, se depozitează pe o poliță sau se atârnă ciorchinele de banane de un cui sau o sârmă fixată în tavan. Curmalele și smochinele se păstrează în bune condiții în ambalaje celofanate, originale, pe rafturi sau înșirate pe ață și în cămări la aer și răcoare. Smochinele se păstrează foarte bine agățate pe poliță în cuie și așa mai departe. Măsline se păstrează acoperite cu un de lemn în borcane de sticlă pentru o perioadă mai scurtă, ele se pot topări cu soluție de oțet fiert diluat 50% și un de lemn, ca pentru gogoșari în oțet în borcane de sticlă. Cafea și surogatele de cafea. Cafeaua se păstrează în cutii de tablă, borcane, pungi de material plastic pe rafturi sau stelaje în cămări curate, uscate, răcuroase, bine aerisite și fără mirosuri străine sau mucegaiuri. Ceaiul se păstrează împachetat în cutii de tablă, achetele învelite în staniol sau borcane de sticlă fără toate ermetic închise. Păstrarea ceaiului se face pe rafturi sau stelaje în cămări sau camere uscate, curate, răcuroase, bine aerisite, fără mucegaiuri, întrucât ceaiul împrumută ușor orice miros străin. Condimentele, piper, ienibar, cuișoare, foi de dafin, scorcișoară și alte tipuri. Condimentele se păstrează în pachete separate sau în pungi din material plastic și cutii de tablă ermetic închise pentru a nu-și pierde aroma. Vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.